Evenimentul are loc duminică, 6 octombrie, începând cu ora 12, în Parcul Grădina Morii din Sighetul Marmației. Ca în fiecare an, cluburile Rotary din Sighetul Marmației organizează Promenada Inimilor. În acest sens, în data de 6 octombrie, la orele 12, în Parcul Grădina Morii, vom organiza această activitate. Pe lângă celebra promenadă, respectiv plimbarea la care îi așteptăm pe cât mai mulți sigheteni, vom face teste de glicemie, vom face alte măsurări a tensiunii arteriale cu colegii medici din cadrul cluburilor Rotary Sighetul Marmației. Care este scopul evenimentului? Promovarea mișcării pentru toate categoriile de populație a Sighetului și, în fond și la urma urmei, sănătatea fiecăruia dintre noi. Așteptăm cu drag sighetenii la acțiunea noastră și să fim sănătoși împreună într-un Sighet cât mai civilizat. Implementat deja în peste 10 țări europene, programul Promenada Inimilor a avut un mare succes și printre români. În țară, programul a fost lansat în 2013, în ultimii ani participând mii de persoane în lupta contra bolilor cardiovasculare.